Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom pregăti un mic dejun delicios. Vom face clătite americane cu făină de ovăz. Este o rețetă foarte delicioasă, cu puține ingrediente și ideală pentru micul dejun. Deci, dragii mei, haideți să începem rețeta. Într-un bol vom adăuga 2 ouă la temperatura camerei, 2 linguri sirop de cocos, un praf de sare, 125 de grame iaurt natural, 2 care vom adăuga o jumătate de linguriță de coajă de portocală în praf. Dacă nu aveți acest ingredient, puteți să puneți coajă de portocală. Amestecăm. După care vom adăuga 145 de grame de făină de ovăz. Puțin câte puțin și amestecăm. De altfel, mai puteți înlocui siropul de cocos cu miere sau zahăr. Este gata compoziția, acum vom mai adăuga o jumătate de linguriță de bicarbonat, amestecăm, iar după aceea această compoziție o vom pune într-un puș. Într-o tigaie vom pune o picătură de ulei, vom unge tigaia cu ulei, după care vom începe să facem clătitele americane, așa cum vedeți în imagine. Trebuie să coacem clătitele la foc mediu. Le vom învârti și pe cealaltă parte și le vom mai lăsa aproximativ 2 minute. Și gata sunt clătitele noastre. Acum le vom pune pe o farfurioară, după care vom continua până vom termina toată compoziția. După cum vedeți, este o rețetă foarte ușor de pregătit, cu ingrediente destul de sănătoase. Această rețetă este aptă și pentru persoanele care nu pot mânca glutenul și de altfel sunt delicioase, ideal pentru micul dejun. Și gata sunt clătitele noastre, le vom decora cu zmeură, afine și mure, după care vom turna peste sirop de cocos. Dacă nu aveți, puteți să turnați miere. Deci, dragii mei, dacă v-a plăcut rețeta, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă doresc o zi bună și numai bine! Pa, pa!